Mesajele antidrog ale elevilor timișoreni nu vor fi rostite sau dansate, ci se vor mișca de această dată pe role. Marșul antidrog va fi organizat sâmbătă 5 noiembrie, începând cu ora 11. Așadar, indiferent de vârstă, elevii timișeni sunt invitați la un marș cu totul inedit, cu o singură condiție: să poarte tricouri cu înscrisuri împotriva consumului de etnobotanice. În data de 5 noiembrie 2011 are loc o interesantă activitate educativă care are denumirea Simte Libertatea fără etnobotanice. Este o activitate interdisciplinară care cuprinde, să spunem, o parte sportivă, bineînțeles, alături de partea educativă, mesajul antidrog. Startul marșului va fi din Piața Victoriei, iar cei care doresc să ia parte la această acțiune sunt invitați să se înscrie pe adresa de mail marșantidrog@yahoo.com. Să nu uitați să menționați numele, prenumele, școala și mesajul, deoarece cele mai reușite mesaje vor fi premiate. Elevii vor avea inscripționate pe tricouri mesaje antidrog care vor fi jurizate. Vorbim de un număr de elevi. Inscripționarea va fi făcută din banii proprii a elevilor sau aveți fonduri pentru așa ceva? Inscripționarea nu necesită neapărat o imprimare a tricourilor. Inscripționarea poate să fie și pe o coală de hârtie, poate să fie și pe, să spunem, un steag realizat de consilierul de la școală sau împreună cu profesori de creație plastică. Ideea este ca mesajul să ajungă la elevi, iar, bineînțeles, mesajele cele mai frumoase apoi să fie popularizate. Fenomenul consumului de etnobotanice, din păcate, ia amploare în țara noastră. Doar în Timișoara au ajuns la spital în anul curent 78 de tineri. Dintr-o perspectivă a Inspectoratului Școlar sau Unitatea de Învățământ, trebuie să prevenim. Relația cu familia e cea mai importantă în acest context. Sunt situații în care Unitatea de Învățământ află după ce s-a produs evenimentul. Chiar am avut o discuție cu reprezentanții Spitalului de Copii și mi-au spus că consumase pentru prima dată și că Unitatea de Învățământ nu știa nici părinți. În acest context, cred că am făcut următorul pas. Ne vor trimite o listă cu cei care s-au găsit în astfel de situație și noi o să anunțăm și părinții și Unitatea de Învățământ despre aceste situații, urmând ca familia să se intereseze despre soarta copilului și, de asemenea, Unitatea de Învățământ să prevină astfel de situații într-o perspectivă a securității Unității de Învățământ și, de asemenea, putem să vorbim și de consilieri psihologi. Astfel de acțiuni realizate de către Centrul de Antidrog din Timișoara, în colaborare cu Inspectoratul Școlar Județean, sunt binevenite și totodată tind să tragă un semnal de alarmă nu doar în rândul tinerei generații, ci și în întreaga societate.